această locație a liceului Carol I, avem 400 de elevi de învățământ primar și gimnazial, care deocamdată își desfășoară orele de educație fizică și sport în curtea școlii, amenajată după reabilitare, o improvizație a acestor ore de educație fizică și sport. În al doilea rând, la liceu, la nivel de liceu, anul trecut am primit autorizare de la RACIP București pentru filieră vocațională profil sportiv, specializarea handbal. În speranța că o să funcționăm în această sală de sport și urmează și acreditarea acestei specializări. Dar dacă noi nu ne putem desfășura activitatea la standarde de calitate, astfel încât să dovedim faptul că putem organiza acest profil sportiv, există riscul să nu primim acreditare. Câți elevi depinde de această sală de sport? Pentru orele de educație fizică și sport, 400 de elevi, iar pentru competițiile sportive, o singură clasă de 24 de elevi.